zi de toamnă vine cu încă un rând de cheltuieli pentru noi toți. Începând de astăzi, proprietarii de case vor fi obligați să plătească 10 sau 20 de euro pe an pentru a-și asigura locuința în caz de cutremur, inundații sau alunecări de teren. Nici românii care își fac asigurare facultativă ce acoperă aceste trei riscuri nu scapă. Practic, cine ignoră legea primește amendă. Până săptămâna trecută, cine avea o asigurare facultativă care acoperea riscul în caz de cutremur, de inundații și alunecări de teren, era scutit de plata unei polițe obligatorii. De astăzi, toți, cu excepția proprietarilor de clădiri cu buline roșie, vor trebui să meargă la o companie care încheie asigurări obligatorii. Vor primi polița de asigurare pentru dezastre, cea care este obligatorie, și pentru o protecție extinsă a imobilului, vor primi o poliță facultativă. Atenție! Cei care au acum o asigurare facultativă valabilă trebuie să încheie una obligatorie abia după ce prima expiră. Dacă asigurarea facultativă a expirat, trebuie să încheiați o poliță obligatorie și abia apoi puteți să o prelungiți pe cea facultativă. În situația în care nu aveți niciun fel de asigurare, sunteți obligat de lege să cumpărați cel puțin una obligatorie. Așa arată polița obligatorie împotriva celor trei dezastre naturale. Costă 20 de euro pentru o clădire din beton și 10 euro pentru una din chirpici. Românii care au un credit ipotecar și sunt obligați de bancă să facă asigurare facultativă vor plăti asigurarea de două ori. Dacă până acum plăteau de pildă doar 100 de euro, de astăzi vor da mai mult. Va plăti în primul rând asigurarea obligatorie de 20 de euro și apoi asigurare facultativă poate puțin mai puțin de 100 de euro, dar în niciun caz redusă cu 20 de euro. 90... 95. Joaca s-a terminat, anunță autoritățile, care amenință cu penalizări de 500 de lei.